Salut de lumea și primul episod de Kingdom New Lands. Ei bine, băi fraților, de cum bine știți, precum bine știți, de fapt, sunt eu prost, dar în fine, data trecută noi am rămas în punctul acesta. Am ajuns pe o nouă insulă, iar acum vreau să continuăm să ne mai mărim, să... vreau să iau bănuții de la muncitorii ăștia, de la builderii ăștia. Ce bănuți să iau, că oamenii mei cred că au lăsat bănuții acolo, ești proști? Ia, ceau-te-i. Bănuți. De ce, boys? De ce? Oricum, o să începem să mai facem niște upgrade-uri la bază. Asta o să fie noul regat, între ghilimele. Hai să vedem. Măi, eu nu sper să facă față, totuși. Au ajuns toți omuleții, sper în regulă. Oh, oho, valoare, valoare mare. Ești nebun? Încă n-am dat upgrade la piatră, pentru că mai am chestii de făcut pe aici. Mă, de ce nu sunt toți omuleții mei în regulă? What the fuck? S-a urcat pe gard? S-a urcat pe gard, dude? Băi, asta e așa un pic, eu mă duc să văd. Iar mi-au omorât, mi-au atacat ăștia omuleții, mă. Dacă au făcut asta, chiar mă enervez, gen. For real, vă zic, dar a fost vreun omuleț de-al meu pe aici, pe care luasem. Iară bani cheltuiți, iară bani pierduți, banii mei munciți de o vară. Iau-te, iau-te-i. Proști ăștia doi. Haide, băi. Hai acasă. Nu să ne mai fac un arc, că am doar unul făcut pentru ei. Și, băi, doi, dacă vă place seria aceasta de Kingdom New Lands și vreți să mă susțineți, nu uitați să dați un like, un subscribe cu clopoțel ca să fiți la curent cu tot ceea ce postez nou pe canal, pentru că pentru mine, ce naiba. În fine, pentru mine înseamnă mult și na, sper să vă placă ceea ce fac, băieți, și poate și fete, dar nu prea cred, dar în fine. Wow, ce a fost sunetul ăsta? Wow, wow, wait a minute. Oh, da. Bro, de ce primesc notificarea acum? Pro player FNAF nu mai îmi da mesaje. Hai să vedem. Asta nu mai are bani, bine de știut. O să trebuiască pe videoclipul de astăzi, după mine, să zic așa, să facem primele ferme, însă... Noi, eu caut un loc bun pentru... Gen, noi avem un loc pentru o fermă, dar trebuie să o pregătim tocmai aici, o să putem începe noi. Mamă, fix în fața portalului, ești nebun? Frumos așa. Ne place! La nebuneală ne place. O să trebuiască neapărat. Aici o să încep, cel mai bine. Dar cred că întâi ar mai trebui să mai strâng omuleți sau habar n-am ceva, doar să... Pana mea. Ideea e că ăștia rămân în turnuri, chiar dacă eu avansez din ce în ce mai mult. Uite, mai mi-a dat ăsta bănuți. Fermierul ăsta nu poate să facă nimic, ca săracul. Ești prost, e paralizat, e prost. A rămas prost toată viața lui. Nu, n-am decât să încep prima fermă aici, că n-am unde altundeva. Nu vreau să mai fac prostia mare de a face ziduri și să n-am turnuri. Fără turn, sunt mort! Mort! Ești nebun? Sunt mort fără un turn. Și vorbesc la unul cel mai serios, că fără un turn în jocul ăsta, nu prea ai cum să faci progres mare, având în vedere faptul că marcașii sunt proști, nu trag bine, au handicap. Au creierul în cur. Și vorbesc la unul cel mai serios. Sunt proști. Ei când trag, ei efectiv trag la milimetric pe lângă inamic. Deci milimetric pe lângă inamic trag ei. Și... Na, dacă acolo avem zidul ăla... Zidul, doamne, cum se cheamă? Portalul ăla mare. Mare. Portalul. Na? Nu prea avem ce să facem. Ăștia iară n-au colectat bănuții. Deci ăștia șparg copașii și nu colectează bănuții. Dar nu înțeleg de ce. S-or fi spawnat monstruleții sau ce naiba. Ia. Ia uite. Uite, mamă, câți bani au făcut și ăștia, ești nebun? Iepurii ăștia tot mai ies de aici, din pădure. Că am făcut din greșeală, dar nu trebuia să-l fac, da. Ce să mai... Când ești prost, ești prost. Da, aia e, că măcar îl pun pe ăsta să stea aici, mai în față. Practic, bă, e bine când ai și... Deci dacă ai turnul înaintea gardului, înaintea zidului, tot e bine, după mine. Știu de ce nu te duci în bază? Bă, stai trilulilu, bro. Hai că ăsta se întoarce, ba se duce, ba se întoarce. Îmi place că monstruleții nu-i atacă pe ăștia dacă stau în turnuri, de ce bine? Ce bască are în cap! Ce băscuță are în cap! Ești nebun? Hai să vedem.
Partea asta o să începem ferma, să știți. Op. Hai să vedem. Ok. Bă, ce bine au tras. Atât? Atât? Holy fuck. Ok. Surprinzător de uimit. De uimind. Uimit sunt. Da, ați înțeles ideea. Bun. Sunt surprinzător. Sunt un surprinzător. Așa încolo. De uimit. Bă, nici nu mai știu unde am facecam-ul, bro, la cât l-am făță-i de colo-colo. Bun. El le-am dat acolo să facă. Mă, sper doar să nu pierdem. Oricum, Vines, când pierdem coroana în jocul ăsta, am pierdut-o, aia a fost, nu mai continuăm, că avem și Kingdom New Land, Two Crowns. În fine, ați înțeles de-a. Avem și celălalt joc, care și ăla e mare și e greu, e pana mea. Doar trebuie să încercăm să nu pierdem și, na, mă ia... mă ia. Când mă joc jocul ăsta, mă ia. Și pana mea, na, uite, aici să dăm upgrade-ul mai mare un pic. Pac. Mă, și ar merge și aici un perete totuși, un zid ăsta, dar nu mă las încă. Sau măcar, uite aici, na. Măi, nu știu, îi trimit pe ăștia aici mai în față un pic. Bă, dacă tot eram aici, trebuia să mă duc, bă, de la început, dar mie că... Nu, nu mă mai duc, nu mă mai duc, că mie că dacă mă duc să mai iau omuleți, mie mănâncă. Mie mă celărește, mă, mie fac shawarma, mi fac kebab, ești nebun? Kebab cu de toate mi fac. Dacă vine builderul ăsta aici. Hai, mă. Ok. V-am zis, e o prostie să... Ce, deci, dacă vă jucați și voi și vreți să vă faceți ceva pe jocul ăsta, nu faceți ce am făcut eu acum. E cea mai mare prostie ce am făcut eu acum. Că am făcut zid și n-am turn. Pentru că dacă n-am turn, ăștia o să tragă ca un căcat. Mai pe românește. Și, na, bă, m-aș risca să-l bag de piatră. M-aș risca, îl bag repede de piatră, că sunt mai mulți aici și na. Se descurcă. A, lejer îl face de piatră, level 3. Mă mai gândesc, mă mai ia așa câteodată și zic, gen, mai multe levele, practic. E level 1 de lemn, level 2 de lemn sau level 1 de piatră, level 2 de piatră. În fine, prostile mele. Bun, o să dau aici un upgrade. Ce cum muzica asta, bro? Sper că nu e Bloodborne, totuși e ziua 6. Din câte mi-aduc aminte, dar e ziua 6. Sper să nu fie Bloodborne, bro. Sincer, sper să nu fie Bloodborne. Ce muzică. Nu știu, eu sper să nu fie Bloodborne. My man! Uite cât mi-a dat, dude. Bun, și aici mai bag un arc. Nu e ok ce se aude. Ce aud nu e deloc ok. Holy fuck, bro. Bă, ăsta văd că sunt... Mamă, câți bani mi-a dat. Ăsta a făcut ceva bani și el? Nu. Ok, sper că nu e Bloodborne și sper că nu... Nu e Bloodborne, văd. Ba, da. Bloodborne. Tot-ți joculețul tău. Da, ceva de genul mă simt. Really, vă spun asta, o să fim morți. Bă, sper să nu, dar o să fim. Chiar sper să nu. Bă, nu văd momentan nimic din partea asta. Mai aveți bani? Uite, mai dăm tu bănuții. Ok, văd că deja se duce, deci înseamnă că am fost atacați pe partea aia. Și pe partea aia ne-am luat-o, sigur. Parcă văd că ăștia încă continuă să vină să ne spargă aici. Băi, ești proști? Băi, ești proști? Să mor dacă m-am așteptat să fie așa de lejer, gen. Nu m-am așteptat, sincer vă zic. Bă, nu m-am așteptat deloc.
Bă, nici prin cap nu mi-a trecut să fie atât de lejer. Acum hai să mergem să mai luăm niște omuleți și după încheiem și noi videoclipul, băieți. Vă zic, videourile astea de Kingdom o să fie mai scurte, 10-15 minute, maxim 20 de minute, dar nu cred că o să fie nevoie pentru că, na, nu e cel mai popular joc, e un joc învechit, mai vechi decât viața mea, bine, bro, asta înseamnă cam 5 ani, dar în fine. Nu înțelegeți ideea. Ideea este că jocul e șmecher, însă nu știu de mult vă place vouă, deci dacă vă place, scrieți în comentarii și să știu dacă îl lăsăm pe live-uri sau cine știe. Da, deci, bă, uite, mamă, câtă câmpie avem acum. Bun, și mai trimis și-o pe ăștia, uite, pe aici să mai spargă, până aici, perfect. Bănuții să mi lase mie sau la monstruleți, nu mă supăr. În orice caz, pac, tu și pac, tu. Pac. A, ați luat bănuțul, ați venit acasă. Ceva de gen. Upsi. Ați luat bănuțul, ați venit la noi în bază. Direct gen. GG. Bun. Dar mă, băieți, cred că cam aici o să închin și noi videoclipul de astăzi de Kingdom. Da, dacă vă place seria, o să continue. Dacă nu, nu o să continue. Dar am văzut că am strâns destul de multe vizite la ultimele clipuri de Kingdom. Cel puțin în momentul în care filmez. Așa că o să mai continuăm cu seria. Dacă nu o să vă mai placă, poate vom mai face pe live-uri sau vom face doar Kingdom, Tucranus și aia. Dar da. Păi fraților, cam aici cu episodul de astăzi. Am făcut destul de multe. Primul Bloodborne pe noua insulă. Chiar așa o să se numească videoclipul de azi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să-și vine un like, un subscribe, pentru că m-a ajutat foarte mult și m-ar face să continui ceea ce fac. Așa că eu am fost un streaming, iar noi vedem data viitoare. Pa, pa!